Organizația creștină de media Alfa Omega TV a lansat la sfârșitul anului 2011 proiectul intitulat Alfa Omega TV Magazin, care se adresează creștinilor români indiferent de confesiune, vârstă sau de zona geografică. Mă numesc Sorin și răspund de partea redacțională a revistei Alfa Omega TV Magazin. Revista Alfa Omega a apărut în decembrie 2011. De atunci o scoatem regulat o dată la 2 luni. Ea conține în mare programul Alfa Omega TV, al canalului Alfa Omega TV, pe 2 luni în avans. De asemenea, conține articole inspiraționale pe care credincioșii să le folosească pentru a crește în relațiilor cu Dumnezeu și conține de asemenea articole informative care să le arate și să le explice ceea ce Dumnezeu face în România, diverse inițiative, diverse organizații sau diverse evenimente care se întâmplă la nivel național care i-ar putea interesa. Scopul acestei reviste este să deschidă mintea credincioșilor din România să înțeleagă mai bine ceea ce Dumnezeu face la scară mare în țara noastră. Mă numesc Gabi și am intrat în cel al 4-lea an de producție a revistei Alfa Omega TV Magazin. Rolul meu în ceea ce privește această revistă este să transform informația pe care o primesc, fie că este vorba despre grile, articole sau fragmente, într-un mod în care să fie ușor cititorilor să le urmărească. Partea mea este să fac designul acestor articole și conținutul revistei, ca în cele din urmă, în urma tipăririi, oricine să poată să beneficieze de acest proiect minunat. Primul număr a avut 3.000 de exemplare. În 2013 am avut numere care au ajuns și la 12.000 din cauza cererii și din cauza bazei noastre de date de oameni care doresc această revistă. Am crescut de asemenea numărul paginilor în timpul anilor care au trecut și am diversificat foarte mult genul de articole care le avem. Încercăm să prezentăm cât mai multe perspective din România pentru cei care le citesc să înțeleagă și să se cupleze mai bine la ceea ce Dumnezeu face scară mare în România. Fiind o organizație de media, avem șansa să ne cuplăm cu multe lucruri din țară și acest lucru și perspectiva noastră încercăm să o prezentăm la cei care citesc această revistă pentru a ajuta și pe ei să înțeleagă și să vadă planurile la scară mai mare a României. Pe măsură ce se apropie termenul limită în care să predăm revista la tipografie, orele investite în acest proiect cresc, dar în același timp și satisfacția faptului că o mulțime de oameni, mii de oameni din această națiune vor avea oportunitatea să primească această revistă, să fie la curent cu ceea ce se întâmplă în lumea creștină din România, să aibă parte de articole inspiraționale, să aibă în casele lor, într-o manieră tipărită, programul Alfa Omega TV și în același timp, pentru mine personal, pot să urmăresc îndeaproape modul în care Dumnezeu lucrează în această națiune. Nu este doar o revistă, nu este doar o slujbă pe care o împlinesc, ci în același timp este o modalitate în care sunt expus la ceea ce se întâmplă în această națiune din punct de vedere spiritual. Echipa redacțională a revistei Alfa Omega TV Magazin s-a adaptat în realizarea acestui proiect în funcție de pulsul spiritual din România și a încercat să răspundă cu credincioșie tuturor nevoilor și cerințelor sesizate. Și astfel, odată la 2 luni, câteva mii de copii ale revistei sunt expediate gratuit către persoanele abonate. Eu primesc regulat de la Alfa și Omega revista și am fost plăcut impresionat în ultimul număr să văd o serie de articole despre rugăciune. Oameni mari ai lui Dumnezeu și chiar din oastea Domnului, care stăteau în rugăciune nopți întregi și alte grupuri care au întâlniri de rugăciune la București și în alte părți ale țării. Și a fost o încurajare pentru noi să vedem că și în alte părți ale țării oamenii se adună la rugăciune. Și a fost o binecuvântare lucrul ăsta, să vedem mișcarea Domnului și mă rog ca Alfa Omega să continue să încurajeze națiunea la post, la rugăciune, la închinare și numerele anterioare ați discutat despre închinare, mișcările de închinare care sunt la nivelul națiunii în momentul de față și cred că de lucrul ăsta are nevoie națiunea acum, națiunea română, să fie încurajată la așa ceva. Alfa Omega TV Magazin, o revistă dedicată telespectatorilor noștri.
Pentru anumite numere din revista Alfa Omega, avem o temă anume a revistei pe care încercăm să orientăm toate articolele care ne vin și tot ceea ce facem. Avem de asemenea campanii tematice pe care încercăm să le promovăm inclusiv prin revistă. Pe ansamblu, revista Alfa Omega a avut articole și participări din diverse culori și spectre denominaționale. Am avut articole scrise de diversi preoți, pastori sau lucrători în general din diverse zone ale societății. Încercăm să reflectăm, ca și întreaga lucrare a Alfa Omega, o dimensiune foarte largă a spectrului creștin românesc. Pentru viitor, ceea ce ne propunem cu revista Alfa Omega este să creștem numărul și atât a revistelor, cât și al numărului paginilor, pentru a explica și arăta mai bine ceea ce se întâmplă în timp real în România, chiar prin această metodă de tipărire și de revistă. Abonează-te gratuit la revista Alfa Omega TV Magazine.